Severin Angherinu nu mai face parte din structura divizionarei CFCM Târgoviște. Venerabilul om de fotbal din Târgoviște a luat decizia de a renunța la funcția ocupată la clubul lui Gheorghe Zotic din cauza problemelor de sănătate. Angherinu le-a comunicat șefilor decizia luată chiar după umilința de la Fumați 1-5 cu echipa locală. După aproximativ 20 de ani, cât am stat, am cochetat, cum s-ar zice, cu FCM Târgoviște și până la început cu Alpan Șotânga, a venit rândul, știu eu, mi-a venit timpul, nu știu dacă nu, dar rândul să mă retrag din motive obiective, din cauza stării sănătății, nu mai permite deplasarea cu echipa și celelalte activități care sunt de efectuat în jurul echipei, a clubului. După retragerea lui Angherinu, postul de organizator de competiții va fi ocupat de Remus Mircea, unul dintre șoferii bosului Zotic. Înainte de a strânge mâna cu omul căruia i-a fost consilier aproape 20 de ani, Angherinu a transmis și reproșuri finanțatorului de la Șotânga. Zotic ar fi declarat că între Angherinu și șoferul său nu sunt diferențe, lucru care l-a deranjat crunt pe fostul delegat. Are nevoie de mine dacă poate să fie, să mai fiu folositor, cel puțin telefonic, că de acum și telefonul este pe banii mei, îi voi ajuta în continuare. Nu fac comparație că, sau nu țin cont de comparația domnului Zotic, că între mine și Remus există, a fost diferență sau este diferență doar de cravată. Chiar l-aș ruga că am vreo 100 de bucăți acasă, îi dau și lui 50